Bun, și pentru că am vorbit despre cât de importantă e hidratarea când ne curge nasul, când avem alergie și ne curge nasul, asta numim rinită alergică. Ce facem în această situație? Vorbim cu Silviu. Silviu, salut! De ce ne curge nasul așa abundent când avem o alergie? Pentru că atunci când interacționăm cu triggerul, adică factorul declanșant al reacției alergice de la nivelul nasului, la nivelul întregii mucoase care tapetează atât nasul, cât și sinusurile, cât și cornetele, structurile din lateralul nasului, se acumulează acest transudat. Și în interiorul nasului apare această serozitate. Cum fac totuși diferența dacă sunt alergic și a început să-mi curgă nasul? Cum dau seama dacă e o răceală sau dacă este acea rinită alergică? De regulă, dacă este o răceală, vine la pachet tabloul clinic și cu alte simptome. Câteodată subfebrilitate, câteodată febră, stare generală proastă, apar mialgii, altralgii, dureri musculare, dureri de articulații. În ceea ce privește tabloul local, firește că el este similar atât în cazul alergiei, cât și în cazul unei viroze banale, să spunem. Curge nasul, secrețiile se exteriorizează atât anterior cât și drenează în gât și provoacă câteodată și iritația gâtului. Strănutul este un mecanism reflex care apare când nasul este încărcat și câteodată, ca să-l curățăm, e nevoie să facem treaba asta. De multe ori, în cazul alergiei, apar și simptomele specifice de conjunctivită, de mâncărimi și de prurit perinazal, adică în jurul nasului. Ce soluție au oamenii care au rinită alergică? Cum să reducă aceste simptome? Păi, în primul rând, ar trebui să limiteze expunerea la factorul care declanșează. Pentru asta, ar trebui să știe, în primul rând, care sunt factorii declanșanți. La ce sunt alergici? Okay, merg la medicul. De exemplu, eu sunt alergic la graminee și în sezonul de graminee, 3 luni, oricând ies afară, începe să-mi curgă nasul. Cum să mă ferez? Stăm cât mai mult în casă, da? Ca să ieșim cât mai puțin în afară. Totuși, dacă trebuie să ies afară? În perioada respectivă e important, când vorbim de polenuri sau în perioada de germinare, a ambroziei, de exemplu, e foarte cunoscută la noi, este important să nu luăm foarte mult contact cu ea. De exemplu, în perioada respectivă, poate aerisirea să nu se facă dimineața, să se facă către seară sau între orele de, în care nu bate vântul foarte tare. De asemenea, e foarte important în casă să avem un mediu umed și cât de cât cald. Putem să folosim umidificatoare, purificatoare, diverse aparate și unelte de care ne putem ajuta să limităm partea asta de expunere. Asta mi se pare foarte interesant. Purificatorul purifică aerul din casă. Deci chiar dacă noi deschidem ferestrele, intră alergenii înăuntru, acel purificator totuși o să reducă particulele care circulă. Este bine cunoscut totuși faptul că la nivelul, de exemplu, aerurilor condiționate există filtre care sunt de asemenea pot fi sedii de cantonare ale anumitor germeni care pot să stagneze acolo. E bine ca filtrele acestea să fie curățate periodic sau schimbate periodic. Mai am și un sfat de alergic cu ani vechime. E foarte important să și aspirăm în casă, pentru că alergenii se pot așeza pe jos. Bineînțeles. Ai trecut pe hol, de exemplu, se ridică praful, atunci e bine să aspirăm și la sfârșit să și umezim suprafața respectivă. Bun. Și astea sunt doar primele părți. După aceea, dacă lucrurile sunt manifeste și deja există un tablou clinic, firește că putem să facem ceea ce ține de noi acasă sau ulterior putem să ajungem la medic care să ne dea mai multe căi de tratament. Hai să vedem ce facem acasă. Acasă, în primul rând, putem să, dacă apar toate simptomele și pleiada de simptome din cadrul rinitei alergice, în primă fază putem să folosim diverse soluții saline cu care să spălăm nasul. Și apa de mare este foarte bună, serul fiziologic, de asemenea, ca să nu stagneze foarte mult aceste secreții la nivelul nasului. Zim ce poți să faci tu mai departe în cabinet la pacienții cu aceste rinite alergice care sunt exacerbate și neplăcute. Putem să administrăm diverse tratamente în primă fază, tratamente pe bază de cortizon, topice. La un moment dat au apărut și spray-urile care pe lângă cortizon au adăugat local topic în nas și niște azelastină, care este un antihistaminic local și care sunt foarte, foarte, foarte eficiente. Pot să dea în rare cazuri doar o mică iritație a nasului, în rest nu au niciun fel de alte efecte adverse. Iar dincolo de tabloul acesta, firește că la un moment dat se pot administra steroizi, da, cortizon,
care vine la pachet cu anumite efecte. Schemele de tratament pentru rinitele alergice care încep să pună complicații, dezvoltarea de polip nazal, de polipoză, când ne pierde mirosul, când se obturează complet spațiul respirator al nasului. La un moment dat au început și s-au dezvoltat, mereu se fac research-uri pentru tema asta și în momentul de față includ chiar niște tratamente cu anticorpi monoclonali, care sunt foarte eficienți atât pe polipoza nazală, sunt foarte eficienți și pe dermatita atopică și pe astmul bronșic. Deci iată, sunt foarte multe tratamente pe care medicul le poate face în cabinet, dar ce esențial este ca oamenii să înțeleagă, cei care suntem predispuși la alergii sau când avem o alergie respiratorie, primul lucru pe care îl facem și pe care l-ai spus e să dăm triggerul la o parte. Dacă nu putem să nu ieșim afară și trebuie să ieșim afară, haide să-l dăm la o parte când ne întoarcem în casă. Adică poate e pisica. Da, a, ok, poate e pisica. Da. Da, e mai greu să dai la o parte. Da, o fac și cadou cuiva. Dar dacă vorbim de virozele astea respiratorii, la polen, la lucrurile care sunt afară, important să ne spălăm pe față, ne spălăm cu ser fiziologic în nas. Părul e important să-l spălăm, pentru că părul e ca un burete care absorbe acei alergeni. Bineînțeles. Și facem curat în casă. Covoarele, lenjeria, toate. No. Da. Bun, Silviu, mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Oameni, vă mulțumim că ați rămas cu noi până aici. Informații interesante găsiți.